Bună! După cum observați, am o comandă de la Sinsay și vreau să vă arăt și vouă ce mi-am achiziționat, pentru că au fost câteva reduceri pe care nu am vrut să le ratez. În primul rând, vreau să vă specific că am fost și în magazinul Sinsay, iar din magazin fizic am achiziționat această fustă neagră de blug. Ea arată așa. Prețul a fost întreg, am dat 40 de lei pe dânsa și mărimea fiind 38. Este elastică, chiar este foarte elastică și pentru că mi-a plăcut această fustiță, mi-a venit destul de bine, îmi place cum se așează, am găsit o promoție la ei pe site și mi-am achiziționat încă două fustițe, dar tot din aceeași gamă, pentru că eu deja probasem și știam ce mărime îmi vine. Am achiziționat-o și pe aceasta cu alb. Am așa un pic dezamăgită pentru că, a să vă arăt imediat, mai am o pereche de pantaloni negri și s-a cam pus puful ăla negru pe alb. Deci aceasta trebuia un pic împachetată. N-a venit în nicio protecție, n-a venit nimic. Eu am achiziționat-o la prețul de 30 de lei, nu de 40, pentru că a fost o ofertă destul de bună, sau 31, tot așa în mărimea 38. Și aceasta este elastică și aceasta îmi vine destul de bine. Și așa cum v-am spus, tot din aceeași gamă, am achiziționat-o și pe aceasta pe albastru. Din punctul meu de vedere, aceasta albastru este un picuț cu o mărime mai mare decât aceasta pe alb. O să vă arăt imediat, chiar dacă sunt mărimea 38 ambele. Aceasta albastru îmi vine și mai bine. Ea este așa și este un picuț. Și aceasta neagră tot așa. Dar eu achiziționându-mă pe aceea neagră, am spus că este ok. Dar aceasta pe albastru îmi place cel mai mult din toate. Așa cum îmi vine. Următorul produs. I-am achiziționat și un accesoriu. De ce nu? Acest penar super, super drăguț cu emoticon. Este un penar transparent. Eu mi l-am achiziționat cu gândul de a-mi pune rola pentru masaj. Pentru masajul facial. Stă în cutiuța ei normală, doar că acea cutiuță s-a cam rupt, așa că mi-am dorit ceva interesant pentru ea. Îmi place foarte, foarte mult acest penar. Este singurul accesoriu care l-am achiziționat. Mi-am reachiziționat, să spun așa, încă o pereche de pantaloni scurți de pijama pentru vară, dar eu intenționez să port prin casă, nu neapărat noaptea când mă pun la somn. Mărimea lor a fost M. Sunt foarte, foarte drăguți, sunt elastici și foarte elastici și chiar îmi plac foarte mult. Și ultimul produs care nu este pentru mine este această cămășuță pentru noapte. Ea arată așa. Nu îmi place materialul, să vă spun sincer. Chiar este un material scorțos. Este într-adevăr elastic, dar este scorțos, nu prea mă încântă. Mărimea fiind XL, prețul tot așa a avut o reducere de la 30, cred că am dat undeva la 20 ceva de lei, 21 sau 23. Dar acest material mie mi se pare că ar intra la apă. Este un picuț, să spunem că este un ML, nu este un XL. În niciun caz, mă așteptam să fie mai mare. Acum, dacă persoana respectivă vrea să o facă ramburs cu drag, dacă nu, asta e. O să o poarte așa. Vom lăsa la aprecierea persoanei care are aceste produse. Voi proba fustele să vedeți cum îmi vine și revin. Aceasta este fusta cumpărată din magazin. Ea arată așa, este aceasta în varianta de negru. Eu spun că vine destul de bine, așa se așează și la spate. Asta albă este superbă. Să știți că materialul nu este deloc transparent, așa arată în față și așa arată și la spate. Dar nu este transparent deloc și se așează foarte, foarte bine.
Și aceasta este cea albastră. Așa cum v-am spus, din toate aceasta albastră îmi place mie cel mai mult. Mi se pare că se așează cel mai bine. Adică mă refer că este mai lărguță, celelalte două sunt un pic cam strâmte, dar... Da. Și pantalonii pentru noapte sunt așa. Aceasta a fost comanda mea la Sinsay. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat clipului meu și până data viitoare să ne auzim cu bine. Pa, pa!